Primii concurenți au început să sosească în statul Prod, acolo unde are loc concursul. Au început imediat antrenamentele pentru că îi așteaptă o competiție dură. La start s-au înscris peste 50 de cai din Europa și Canada. Organizatorii au pregătit două probe, una pentru profesioniști, iar alta dedicată studenților. The whole this course is amazing, the food is amazing, everyone is so nice. The living is absolutely amazing. Yeah, I don't find words. People working here are just so nice to us. We have the best accommodations, good food, nice people. It's perfect. În timp ce concurenții se antrenează, organizatorii au grijă să verifice minuțios traseele probelor de concurs. Avem aproximativ 60 de participanți pe cele două secțiuni, la care se adaugă rezervele și membrii echipelor. Sunt aproape 100 de concurenți din 15 țări. Credem că o să fie un eveniment de succes. Această competiție este supervizată de Federația Ecvestră Internațională. Evenimentul va fi comentat live de un jurnalist sportiv din Marea Britanie. An international competition must be of the standard, and it very much is of the standard. Country is beautiful, and the fences, we're building very good fences, very skilled people here, they've learned very fast. Pentru spectatori, organizatorii au pregătit un program de demonstrații de tir cu arcul călare, dar și numere de dresaj. Toate acestea vor transforma weekendul într-un adevărat spectacol în natură, dat în cinstea acestui sport nobil.